Arena Marina Nastasoviș se transformă pe zi ce trece. Sectorul rezervat galeriei echipei oaspete a fost deja pus la punct, în timp ce viitoarea tribună întâi începe să prindă contur. Cei 7 piloni ai acesteia au fost ridicați urmând ca în zilele următoare construcția să se dezvolte în jurul său. Nici confortul jucătorilor și a staffului tehnic nu a fost lăsat deoparte. Vechile bănci de rezerve urmând să fie înlocuite cu unele noi formate din fotolii pe care se regăsește sigla clubului. Acestea au fost deja achiziționate și se așteaptă montarea lor. În primă fază ele se vor afla în locul celor din plastic, însă după finalizarea lucrărilor vor fi montate la tribuna a doua. Nu lipsesc însă nici veștile proaste. Furtuna de marți seara a pus la pământ panourile din spatele porților, distrugând inclusiv deja celebra peluză formată din suporteri desenați. Reprezentanții clubului susțin că problema va fi remediată încă din această săptămână și că totul va fi în ordine la meciul de pe 11 august contra celor de la Universitatea Cluj.